te încerc scuze că s-a întrerupt. Da, spuneam că simt că ați lăsat în urmă această poveste, acest semn de foc posibil, aventurier sau aventurieră. Ideea este că simt această carte ca un sărut de despărțire. S-ar putea să fi fost o relație de lungă durată. Elefantul îmi vorbește despre o relație de mulți ani cu cineva de care ați fost obligați să vă separați într-un fel sau altul, să vă luați la revedere și să vă urmați calea voastră, să străluciți acolo unde sunteți. Poate în prezent străluciți într-un fel sau altul, la locul de muncă, poate sunteți într-un loc public. Ideea este că aveți soarele și aveți toată energia de care aveți nevoie ca să reușiți. Și eventual începeți în viitorul apropiat să vă și vindecați. Poate să comunicați cu un semn de apă sau să aveți o comunicare emoțională cu cineva, să vă exprimați emoțiile, să scrieți despre aceste emoții. Aici, în capătul acestui set de cărți, aveți ce aveți? 6 de spirale, da? 6 de bâte, victorie, cu eventual cu un semn de apă, cu rac sau pești. Așa, sau o victorie în secret, pentru care v-ați luptat foarte mult, 7 de spirale iar, și pe care v-ați dorit să o manifestați, magicianul, da? Iar cu regele de cupe, cu semn de apă. Poate unii dintre voi, că tot aveți și valetul de cupe, în viitorul îndepărtat, apropiat, să aveți o bucurie, cel puțin o bucurie cu un semn de apă, cel puțin o bucurie. Haideți să vedem ce spun și îngerii. Vărsător, soare, un Venus ascendent în vărsător. Cereți ajutorul și considerați fundația pusă. Poate unii dintre voi începeți o familie sau o legătură de lungă durată cu cineva. Sau pur și simplu tot ceea ce comunicați, tot ceea ce faceți, reprezintă fundația, de fapt, unei viitoare relații de lungă durată. Dar trebuie să cereți ajutorul cuiva într-o situație. Ați avut de multe ori 10 de spade și 8 de spade. Cereți, da? Cereți ajutorul. Cereți ajutorul cuiva. Poate trebuie să vă duceți la un terapeut să vă consiliați într-o privință, că sunt afaceri, că e o consiliere emoțională. S-ar putea să fie un semn de apă asta pentru că îl văd pe Neptun aici, stând de vorbă cu o... sirenă. S-ar putea să fie o persoană în semnul apei să vă ajute într-un fel sau altul. Sau pur și simplu comunicarea cu lor să vă vindece. Dar ideea este că trebuie să cereți ajutorul într-o privință. Haideți să vedem din punct de vedere sexual ce energie aveți. Vărsător, soare, lună, Venus, ascendent, vărsător, iulie 2019. Vărsător, iulie 2019. Ce-și doresc ei? Ce vă doriți voi? De ce le este frică lor? De ce vă este frică vouă? Iar 10 de bâte, iar 10 de bâte. Ce vă doriți voi? Soarele. Ce frumos! Ați avut și mai devreme. Vă doriți să fiți fericiți. Poate aveți pe cineva care are planete în semnul leului, la care vă doriți, cu care vă doriți fericire maximă. Asta vă doriți voi. Să stați să faceți dragoste sub în apusul soarelui, la răsăritul soarelui. Ce-și doresc ei? Regina de cupe. Să fie semnul acela de apă. Regina de cupe care vrea să vă hrănească, să vă vindece. Să nu uităm că avem aici iar 10... Ah, scuzați-mă. Nu știu dacă... Mai merge, eu știu. Regina de cupe, da, și la capătul acestui set de cărți aveți 10 de bâte, 10 de bâte care, da, înseamnă să depuneți efort pentru această relație care vă satisface pe amândoi, dar să nu uităm,
Să nu uităm că 10 debute înseamnă și încheierea unui ciclu. Poate trebuie să încheiați un ciclu cu un semn de foc și văd că apare și în poziția fricilor. Poate o fi fost un leu sau un semn foarte pasional sau scorpion, dar nu cred că e scorpion, cred că e leu. A apărut și mai devreme puterea, da? De ce vă este frică de această persoană foarte, cred că e agresivă? Sau, dintr-un alt punct de vedere, vă este teamă că nu aveți puterea să vă bucurați de această mare fericire, de această mare dragoste, Regina de Cupe. Regina de Cupe care hrănește și vindecă. Și lor de ce le este frică de 4 de cupe? Să nu piardă oportunitatea cu dumneavoastră sau voi, să nu vedeți ceea ce vă oferă ei din punct de vedere emoțional. Sunt un pic supărați, dar probabil că unul dintre voi trebuie să vă tăiați legăturile karmice cu trecutul. Cu trecutul. Ah, și asul de monede. Vreți să începeți o relație de lungă durată? Iar 9 de cupe. Iar 9 de cupe. Cu cineva care vă satisface din toate punctele de vedere, vă aduce bucurie maximă și amândoi sunteți foarte fericiți împreună. 9 de cupe și asul de monede. Da? Dar trebuie să puneți capăt. Ori să depuneți amândoi foarte mult efort, ori, în acest context asexual, ori 10 de bâte clasic înseamnă să renunțați la niște responsabilități. Sau să încheiați cu, așa zisă, căsătorie, relație de lungă durată care nu v-a adus prea multe bucurii. Aș vrea să-mi iau o carte, într-un final, dacă tot s-a întrerupt înregistrarea. Vărsător, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Vărsător. Iulie 2019. O să vă rog frumos să ascultați de mai multe ori etalarea, nu pentru vizionar, Doamne ferește, dar intrăm în perioada lui Mercur retrograd și s-ar putea acum să înțelegeți ceva mai târziu, altceva, eventual la sfârșitul perioadei, altceva. Vărsător. Percepție. Percepție. Și suferința este doar o percepție. Unii dintre voi sunteți, ia uite, în legătură cu mama. Uf, cine a mai avut racoa cu mama? Suferința este o percepție. Să o percepem ca și suferință și de multe ori nu înțelegem că ea de fapt este în folosul nostru ca să ne transformăm. De multe ori vedem lucrurile întunecate, dar ele de fapt au alt scop. Da? Și aici tot percepție este. Percepția că nu găsești soluția, dar soluția este chiar în tine. Trebuie doar să-ți asculți sinele. Să nu vorbești eventual, avem sabia în jos, să nu comunici, să comunici cu tine. Dar este în jos, în sinea ta. Să te întrebi de ce simți aceste lucruri. Suferință sau bucurie? Emoție sau, eu știu, supărare? Frică sau bucurie? Am zis. Totul este percepție personală și de moment. Cam aceasta ar fi etalarea pentru luna iulie. Sper să vă ajute. Este o lună destul de grea, cu Mercur retrograd. Mercur fiind semn de aer, iar voi sunteți semn de aer, s-ar putea comunicarea, bine, pentru toată lumea e valabil, să fie destul de dificilă în această perioadă. Și atunci, da, trebuie să vă analizați pe voi. Poate unii dintre voi trebuie să analizați felul în care vedeți mama. Posibil unii dintre voi să vedeți un semn de apă ca fiind mama copiilor voștri sau persoana care vă creează stabilitate emoțională. Da? 9 de cupe.
o persoană care va aduce multe bucurii și binecuvântări, într-un fel special. Dar, repet, poate să fie chiar și acest lucru, poate să fie o percepție, deci trebuie să vă gândiți foarte bine. Da? Să vă analizați bine, mai ales în perioada acestui Mercur retrograd. Cam aceasta ar fi etalarea pentru iulie, pentru vărsător. Sper să vă fie de ajutor. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Vă pup, la revedere!